problemă legată de vânzările de locuințe. S-au făcut foarte multe vânzări în baza legii 152/98, lege care privește înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Pe baza acestei legi, municipiul Timișoara a vândut apartamente în blocuri ANL, o speță la care se lucrează acum și care produce foarte multă agitație în rândul cumpărătorilor de locuințe de la primărie. Deci s-au vândut apartamente în zona Miloia, apartamente ANL. O condiție pentru ca actele de vânzare-cumpărare să nu fie lovite de nulitate absolută este prevăzută de legea de care vă vorbeam, 152/98, care spune așa: titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia, soț, soție, copii și sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, deci există condiția să nu dețină o altă locuință în proprietate, inclusiv o casă de vacanță. Dacă ai o casă de vacanță sau o altă proprietate, nu ai voie să cumperi o locuință de la stat pe baza acestei legi. Aici, în cel mai pur stil românesc, oamenii s-au dus și au dat declarații că nu au nicio casă în proprietate, că nu au nicio casă de vacanță și acum se ia de la fisc și din alte părți date și unde se găsește că oamenii au cumpărat declarând în fals, urmează să se treacă la procedurile prevăzute de lege. S-a descoperit astfel de cazuri? S-a descoperit un caz deocamdată, eu vă dau o speță, fără să pronunț nume. În urma verificărilor făcute în baza de date de către Direcția Fiscală și la OCPI, Biroul de Carte Funciară, s-a constatat că o familie a încheiat cu municipiul Timișoara un contract de vânzare asupra unui apartament din strada Miloia, deși aceștia aveau în proprietate nudă și imobilul din Timișoara de pe strada Horea, în baza unui contract de întreținere cu drept de uzufruct viager, act de încheiere de autentificare, s-a făcut în anul 2012. Menționăm că cei doi soți au prezentat la municipiul Timișoara declarații notariale conform articolului 292 Cod Penal că nu dețin în proprietate o altă locuință sau casă de vacanță. Conform articolului 11 din legea respectivă, contractele de vânzare-cumpărare, precum și orice alte acte încheiate cu încălcarea dispozițiilor articolului 8 despre care vă vorbeam mai înainte, sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri și sesizarea organelor judecătorești pentru constatarea nulității și restabilirea situației anterioare, sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea nulității și restabilirea situației anterioare se face prin grija prefecților. Deci noi o să prezentăm aceste acte, contractul de vânzare-cumpărare, acte notariale și așa mai departe, domnului prefect care va dispune în această speță. Această acțiune de aducere la iveală a unor ilegalități făcute cu multă nonșalanță și irresponsabilitate a creat o mare emoție în zonă, pentru că nu sunt dumnealor singurii, sunt convins că mai sunt și alții. Ei întrețineau, aia înseamnă uzufruct viager. Deci în momentul în care ei au întreținut pe proprietar, da? Pe proprietar. Dar uzufruct viager înseamnă că ei devin proprietari în momentul decesului celor întreținuți. Și ei devin proprietari din prima clipă, când îi iau în întreținere, dar proprietatea este nudă, e goală.
Pentru că ei nu pot până în momentul decesului să devină... Numai Matei Neluța la noi a luat casa lui taicăsul care era însurat în America și era bine mersi. E, toate chestiile astea, încet, încet le va scoate la iveală. Au murit, au devenit... Ăștia erau proprietari și în momentul în care întreținuții trăiau și au semnat un contract de întreținere. Decât că proprietatea era nudă. Ei erau proprietari, dar nu puteau vinde, face tranzacții, face modificări fără acceptul celor doi care trăiau, întreținuții, care erau în vârstă.